capitolul 10, începând cu versetul 35 până la versetul 38. Voi da citire cuvântului lui Dumnezeu. Să nu părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Amin. Vă rog să reocupați. Spuneam fratele mai devreme că poate ar fi câțiva care ar putea să vorbească despre faptul că am adus sportul în biserică. Ca să plecăm cu o imagine mai frumoasă și cu inimile liniștite, vreau să vă spun cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu că pentru mine, Adi și Ivan, și cunosc foarte bine pe Adi Bucur, pentru noi, cea mai importantă, cea mai înaltă treaptă a podiului de premiere, și am repetat asta de multe ori, nu este la campionatele europene, mondiale sau la Jocurile Olimpice. Pentru noi, cea mai înaltă treaptă a podiului de premiere este Golgota, acolo unde oamenii îngenunchează și se întâlnesc cu Iisus Hristos. Pentru că putem să câștigăm toată lumea, dar dacă l-am pierdut pe Hristos, n-am câștigat nimic. El este tot ce putem câștiga noi în viață. Au fost foarte mulți oameni care au luptat să aibă o poziție bună în societate. Oameni care aleargă într-o goană disperată de a avea cât mai mulți bani, popularitate, faimă, frumusețe și se trezesc la finalul vieții că n-au beneficiat prea mult nici de acestea și au chinuit sufletul și au străpuns sufletul cu o mulțime de chinuri și au pierdut esența vieții care este Iisus Hristos. Domn, binecuvântat să fie numele Lui. Trebuie să menționez că pentru seara aceasta am muncit aproape 2 săptămâni la un mesaj, însă am ales să nu merg pe această temă în urma evenimentelor care s-au petrecut la dumneavoastră în biserică. Erau prea multe aspecte foarte sensibile și am dorit să nu mai pun degetul pe rană și vreau în seara aceasta să vă încurajez prin puterea Duhului Sfânt să mergeți mai departe și să nu renunțați niciodată la lupta aceasta, la finalul căreia vom fi încununați de către Domnul nostru Iisus Hristos. Că tot veni vorba de sport, să știți că și Dumnezeu are un podium de premiere în împărăția Lui. Și Dumnezeu are premii pentru copiii Lui, pentru aceia care au luptat lupta cea bună a credinței. Pavel n-a murit dezorientat și Pavel a avut toată credința, spunând că m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea și de acum așteaptă cununa neprihănirii. Îl aștepta o cunună. În Apocalipsa, dacă vreți, găsiți mai multe informații de în ce privești premiile pe care Dumnezeu le va oferi nouă tuturor care luptăm lupta cea bună a credinței. La vârsta de 7 ani, familia lui a fost nevoită să iasă afară din casă datorită unor complicații legale și a trebuit să se întrețină singur. La vârsta de 9 ani, mama lui a murit. La vârsta de 22 de ani, și-a pierdut slujba de vânzător într-un magazin. A vrut să devină avocat, dar studiile lui erau medii. La 23 de ani, a intrat în datorii pentru că a devenit partener într-un mic magazin. La 26 de ani, partenerul de afaceri moare și a lăsat în urmă o datorie uriașă pe care trebuie să o plătească an la an. La 28 de ani, după ce a făcut curte timp de 4 ani de fete, când o cere în căsătorie, este refuzată. La 37 de ani, după 3 încercări repetate de a intra în Congresul Statelor Unite, abia atunci reușește pentru 2 ani. La 41 de ani, copilul său de 4 ani moare. La 45 de ani, candidează pentru Senat și pierde. La 47 de ani, candidează ca și vicepreședinte și pierde. La 49 de ani, candidează pentru funcția de senator și pierde. La 51 de ani, când toți din jurul lui ar fi putut să-i spună, poți să iei o pauză.
nu mai are rost să luți. Ai avut atâtea eșecuri, atâtea înfrângeri, atâtea dezamăgiri, atâtea momente în care ai fost dovărât la punct ce rost. Ești la pensie. Omul acesta nu se lasă, pentru că a avut un vis. Și la 51 de ani, candidează pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii și este ales. Numele lui este Abraham Lincoln. M-am inspirat din viața lui pentru că are o poveste de viață extraordinară. Din păcate, nu a reușit mult să se bucure de timpul pe care l-a petrecut ca și vice, ca și președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru că a fost ucis. Dar ce este important? Sunt următoarele lucruri. Când Lincoln era mic, suferea în urma faptului că oamenii de culoare erau oprimați, erau obidiți, erau asupriți, erau umiliți de către oamenii albi, negri sau cei de culoare, să mă iertați pentru această expresie, erau considerați ca fiind o rasă inferioară. Și noi cunoaștem foarte bine a cui aparține această învățătură demonică. Ceea ce m-a șocat pe mine foarte mult a fost faptul că și oamenii din grupările evanghelice au ajuns să se comporte în felul acesta față de oamenii de culoare, considerându-i ca fiind oameni o rasă inferioară. Lincoln a trăit cu durerea aceasta în inimă și poate că unul din visele pe care le avea când era mic a fost acesta de a-i proteja, de a aduce libertate acestor oameni. Când Lincoln a ocupat funcția de președinte, s-a opus expansiunii sclaviei și a dorit abolirea acesteia. A avut un rol major în cristalizarea eforturilor Uniunii în cadrul războiului civil american, prin selecționarea generalilor și aprobarea strategiilor lor, respectiv prin selecționarea oficialilor superiori civili ai Nordului. Astfel, a pronunțat pe 1 ianuarie 1863 proclamația emancipării. A supervizat eforturile diplomației americane, a patronat politic, operațiile Partidului Republican, a informat opinia publică prin mesaje și cuvântări, așa cum a fost și frumoasa cuvântare de la Gettysburg, a inițiat, formulat și condus planuri sociale esențiale, așa cum a fost și abolirea sclaviei și reconstrucția Uniunii. Poate că pentru mulți dintre dumneavoastră, povestea acestui om n-ar fi cea mai potrivită într-un cadru a unei slujbe duhovnicești. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu este acela care îi ridică pe oameni în cele mai înalte poziții, sau Dumnezeu este acela care permite ca oamenii să ajungă în cele mai înalte poziții. Dacă vreți, Dumnezeu a îngăduit ca Faraon să ocupe poziția numărul 1 pe pământul acesta, ca Dumnezeu, prin el, să-și manifeste autoritatea, să-și manifeste puterea prin miracolele pe care le-a făcut, să-și manifeste suveranitatea, să-și manifeste omniștiența, omnipotența, omniprezența. Și binecuvântat să fie Dumnezeu că El alege astfel de lucruri pentru a-și arăta puterea Lui în viața noastră a oamenilor. Povestea de viață a lui Lincoln este foarte interesantă și ne poate încuraja pe fiecare dintre noi. Am să mă îndepărtez pentru puțină vreme de Lincoln și am să vorbesc despre un altul. Un om care a visat interesant când a fost copil. Vreau să vorbesc despre Iosif. Iosif, într-o familie cu 12 copii, se trezește la un moment dat că este atras de spiritualitate și vorbesc despre Iosif pentru că mă regăsesc în foarte multe aspecte din viața lui. Iosif are niște vise ciudate. La un moment dat visează stelele de pe cer, visează niște spice de grâu care se pleacă înaintea lui, se duce, povestește visul lui, fraților lui și părinților lui și la un moment dat frații lui au început să-l urască și în urma faptului că era foarte apreciat de către tatăl său, dar și în urma viselor pe care acest copil le avea. Ei se gândeau, cum ai tu curajul să vii să ne spui aceste vise nouă, că într-o zi, cum adică noi, ne vom închina ție. Este absurd.
La un moment dat visam să devin predicator și cântăreț. Și m-am trezit în mijlocul unor oameni care nu gândeau ca și mine. Oameni care au încercat să mă direcționeze în altă parte, pe alte căi în viață. Oameni care n-au înțeles atracția pe care eu aveam față de Dumnezeu, față de spiritualitate. Eram un om mai sensibil. Eram un om care visa cu Dumnezeu. Eram, și vreau să vă spun cu toată convingerea, că am știut de mic că am o chemare din partea lui Dumnezeu. De mic am visat și am fost animat de gândul că într-o zi voi predica vestea bună a Evangheliei. De mic am știut că Dumnezeu îmi va da posibilitatea să-L înalț prin cântece. De mic m-am visat ciudat pentru mine în haine militare. Acesta este un alt aspect, dar viața m-a dus exact acolo unde am visat. În momentul în care tatăl meu m-a văzut atât de melancolic, atât de sensibil, cu o dorință exagerată de a mă dărui lui Dumnezeu în totalitate, se gândea el, mai ales în perioada în care noi am ieșit din comunism, că nu o să rezist eu cu gândirea aceasta creștină și cu o atitudine umilă într-o lume agresivă, într-o lume disperată, într-o lume care lovește cu tot ce poate și caută să distrugă și să devoreze și să ruineze. O lume a cărui stăpân este diavolul și permiteți-mi să spun cu tot curajul. O lume despre care apostolul Ioan spune că zace în cel rău, adică se complace să trăiască într-o stare de boală profundă. O lume care are atâta nevoie de puterea învierii lui Iisus Hristos. O lume dezorientată, ruinată și falimentată de către diavolul. Vedem în fiecare zi oameni care sau cărora le-a fost frânte aripile zbor, oameni care au fost doborâți la pământ, oameni care au ales ei să trăiască în cea mai umilă condiție, în părțile cele mai de jos a societății, oameni care au pus armele jos, oameni care n-au mai dorit să-și fixeze un obiectiv în viață sau să-și urmărească obiectivul în viață sau visele sau visurile cum doriți dumneavoastră și au renunțat și diavolul i-a devorat, i-a distrus, i-a ruinat, așa cum și pe mine m-a ruinat în viață. Că m-am găsit prins sub dărâmături, sub niște dărâmături pe care nimeni n-ar fi putut să le dea la o parte. Nici o mână omenească n-ar fi putut să le dea la o parte, dar mulțumesc lui Dumnezeu că din cer a trimis brațul lui puternic, care este Iisus Hristos. Și cu mâna lui puternic a dat la o parte toate mâinile. M-a cercetat prin Duhul lui cel Sfânt. M-a ridicat de acolo din starea aceea demonică, dacă vreți. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a spălat conștiința în sângele mielului, care este Iisus Hristos. Și mi-a dat puterea prin Duhul Sfânt ca în seara aceasta să proclam că Iisus Hristos este Domnul vieții, care are toată puterea să transforme orice eșec într-o mare binecuvântare. Care are puterea să ia blestemul care îți distruge viața și să-ți dea o mare binecuvântare ca sufletul tău să se odihnească și să se bucure în prezența Lui. Binecuvântat să fie numele Lui și binecuvântat să fie prezența Lui în mijlocul nostru. Începând să practic sportul de performanță, vă dați seama că am intrat într-o lume ostilă împărăției lui Dumnezeu. Am fost atât de sensibil încât și Adi spunea că a fost foarte sensibil și în ziua de astăzi, dacă nu ești tare și nu calci tu peste cadavre, calcă alții peste tine. Trebuie să fii tare, trebuie să fii dur, trebuie să fii agresiv, trebuie să știi cum să-i domini tu pe ceilalți. Trebuie să fii un om care luptă cu toată disperarea să rămâi în picioare. Așa consideră oamenii. Însă noi creștinii trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței. Trebuie să avem toată puterea care vine din Duhul Sfânt. Trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt să dea viață visurilor noastre în așa fel încât să ne atingem obiectivele în viață. La fiecare colț, dacă vreți, al vieții există un vânător care stă să-ți frângă aripile. S-ar putea ca vânătorii aceștia să vină din casa ta. S-ar putea ca vânătorii să fie chiar părinții tăi. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, cum a fost și la Adi. Ai nebunit, da, de ai mare grijă că te vor manipula oamenii. S-ar putea ca vânătorii să fie frații tăi, prietenii tăi, societatea în care trăiești și toți la un loc, rănindu-ți aripile să te doboare la pământ în așa fel încât să nu mai ai curajul
să te ridici acolo să mergi mai departe. La un moment dat, am fost atât de dezamăgit de evenimentele petrecute în viața mea, încât am zis, nu mai are rost să visez că într-o zi o să devin predicator și cântăreț. Ce rost mai are? Mă uitam la mama mea. Pentru mine, nici Billy Graham, dacă vreți, și nici cel mai mare evanghelist, nu a avut atât impact în viața mea cât a avut mama mea. M-am uitat atent la viața ei. Și dacă vreți, viața a purtat-o de cel mai mult pe genunchi, cu lacrimi în ochi. În anul 2001, doctorii au spus că o să moară, care are cancer. Eu m-am născut într-o familie de 14 copii. La un moment dat, din cauza unor lucruri care s-au petrecut în familia noastră, am ales să părăsesc calea credinței, să-mi părăsesc familia și nu numai eu, și toți ceilalți, frații mei. Mama mea, în toată viața ei, a avut foarte puține momente în care a putut să răsufle și să se odihnească. A fost atât de lovită, a fost atât de rănită, a fost atât de doborâtă, încât în momentele în care m-am îndepărtat atât de mult de ea, mă întorceam acasă și o găseam pe genunchi, când noaptea, neputând să doarmă și spunând, Doamne, mai puțin să-mi pierd credința și speranța. Să vezi 14 copii pierduți în mine, e un dezastru. Să vezi cum diavolul și-a manifestat toată puterea și știți de ce? Vreau să vă fac responsabil în seara aceasta de viața pe care o trăiți. Fiecare dintre noi este responsabil de fiecare acțiune pe care o face în viață. Este responsabil de fiecare gând și de fiecare vorbă pe care o scoate în gură. S-ar putea, din primură, s-ar putea la un moment dat să credem că noi suntem independenți, că facem ce vrem pe pământul acesta, dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Și în dreptatea Lui, într-o zi, El o să facă dreptate oamenilor și dacă noi, prin viața noastră, distrugem pe ceilalți, ceilalți vor striga la Dumnezeu după ajutor și Dumnezeu va face dreptate. Trebuie să avem mare grijă cum trăim, pentru că, dincolo de existența noastră, există un Dumnezeu care va judeca lumea după dreptate. Dar îi mulțumim Lui Dumnezeu că acest Dumnezeu care are mai multe atribute despre care am vorbit, omniștiența, omnipotența, omniprezența, imobilitatea, suveranitatea, puterea supremă, sfințenia, acest Dumnezeu, când se raportează la om, înaintea acestor atribute, caracteristici, calități, cum vreți să le spuneți, să le numiți, Dumnezeu așează dragostea, Dumnezeu așează mila. Și spune Dumnezeu despre sine că tot lăuntru mi se mișcă de milă pentru tine, Iacob. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că în seara aceasta avem posibilitatea să ne întoarcem la El, să nu ne trezim ca la finalul vieții tremurând de frică, așteptând judecata înfricoșătoare pe care Dumnezeu o va manifesta asupra noastră. La 17 ani, purtam cuțit în buzunar, fumam 2 pachete de țigări pe zi, înjuram, eram agresiv, eram printre cei mai periculoși oameni din societate. Știți de ce? Pentru că într-o zi oamenii mi-au frântat din zbor. Într-o zi oamenii m-au descurajat să mai visez că o să fiu predicat. Și au fost oamenii, aceiași oameni. M-am trezit că luptă haotică. M-am trezit că prin viața mea îi influențam și pe alții să trăiască o viață haotică. Le-am spus și data trecută, în 2001, cel mai bun amic al meu, a scos cuțitul și într-o încăierare la discotecă a omorât un om. Un alt amic de-al meu care a plecat din corul bisericii în aceeași noapte s-a luat la bătaie într-o discotecă și l-a lovit pe bodyguardul discotecii, i-a rupt maxilarul și l-a băgat în comă. M-am dus printre cei mai agresivi oameni, am ajuns la poliție, am ajuns, dacă vreți, batjocora diavolului, știți de ce? Pentru că am permis ca oameni să înfrângă aripile în zbor. Pentru că am pus armele jos într-o zi în viață, în momentul în care antrenorul de la lotul național de junior mi-a zis, tu ieși afară că eu nu fac antrenamente pentru pocăiți. Am ales să-L părăsesc pe Dumnezeu. Am ales să nu mai duc lupta cea bună a credinței. Am zis, de azi înainte mă voi răzbuna pe toți aceia care mi-au făcut rău în viață. Și știți unde m-am trezit? M-am trezit într-o stare de disperare. M-am trezit atât de depresiv.
M-am trezit cu stări de anxietate, de agresivitate, nervos. M-am trezit nedorind să mai cresc pe pământul acesta. M-am trezit atât de confuz, atât de rănit, atât de dezamăgit. M-am trezit atât de departe de Dumnezeu. M-am trezit chiar în poziția în care am vrut să lupt împotriva lui Dumnezeu. Pentru că au fost niște oameni și diavolul are soldații lui pe care îi trimite în fiecare zi la luptă. Dumnezeu ne cheamă și pe noi să luptăm, să îmbrăcăm toată armătura din Efeseni 6 în așa fel încât să putem să ținem piept, să fim curajoși și să proclamăm adevărul. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Care poate să transforme orice viață. Diavolul nu se lasă. El este un comandant, are o armată, dar este comandantul învins. Un proverb japonez spune să nu cer niciodată sfatul de la comandantul armatei învinse, care este diavolul. Comandantul nostru, Iisus Hristos, a învins în toate bătăliile vieții pe pământ, a câștigat și s-a înălțat victorios la cer. Viața mea a devenit o ruină. De ce? Pentru că am permis oamenilor să înfrângă aripile în spor. M-am uitat la viața mea și eram dezamăgit, la viața mamei mele și eram dezamăgit și mă întrebam unde este Dumnezeu. Când am aflat că are cancer și doctorii au spus că o să moară în 4 luni, am zis, unde este Dumnezeu? Când am văzut în ce stare am ajuns, am zis, unde este Dumnezeu? N-am înțeles că Dumnezeu era acolo, dar nu eram atât de departe. Ne punem de multe ori întrebarea, poate Dumnezeu să înțeleagă pe un om care suferă? Să facem câțiva pași în grădina Ghețimani. Să facem câțiva pași la cruce și vom vedea că Dumnezeu și a trimis pe Iisus Hristos, marele preot milos, care a suferit și cunoaște fiecare moment din viața noastră. El poate să pătrundă în profunzimea suferinței și a durerilor pe care le avem în viață. Mama mea știe ce spunea. Dacă n-ai fi fostul Doamne de partea mea, mi-aș fi pierdut mințile și cu siguranță aș fi murit de mult. Cred că diavolul, în momentul în care a văzut o familie ruinată, ne-a văzut pe toți pierduți în lume. A zis, am câștigat. Am reușit să-i nenorocesc pe oamenii ăștia. Am reușit să o distrug pe această femeie, o femeie a credinței. Am reușit să le distrug toată familia și ar fi fost prea tragic pentru mama mea să moară bolnavă de cancer fără să vadă un rod al rugăciunilor ei. În 2000, doctorii au spus că să moară. Suntem în 2014 și sunt mai sănătoasă ca niciodată. Mai mult decât atât. Vreau să vă spun că se bucură că își vede copiii întorcându-se acasă. Se bucură că își vede copiii lăudându-L din nou pe Dumnezeu. Am vorbit despre Iosif și despre faptul că într-o zi a fost visător și oamenii l-au numit visător. Vreți să fii predicat? Eu sunt antrenor astăzi. La grupul Steaua și a rămas acolo, Dumnezeu știe ce a rămas, care a rămas. Am împreună cu Adi aproape 50 de copii. I-am strâns într-o zi pe toți copiii acolo și pe cei mai mici am întrebat, copii, vreau să-mi spuneți ce vreți să deveniți în viață. O să fie ceva comic, dar în același timp tragic. Vreo 3 dintre ei au spus că vor să devină Batman. Vreo alți 3 au spus că vor să devină Superman. Unul a zis că vrea să devină polițist, altul a zis că vrea să devină jandarm, unul a zis că vrea să devină doctor și spre surprinderea mea, un pretendent de jumătate de metru, pe nume David. Când am auzit că îl cheamă David, am zis, David, știi cine a fost David? Nu știu. Dar de Golia te-a auzit? Nu știu. N-am auzit nici de Golia. I-am zis, David, tu ce vrei să devin viață? Și el a zis, eu vreau să devin zombie. Când a apărut un film cu un tineret care zboară prin natura, în Austria, o cunoștință de-a mea, și-a lăsat copilul să se uite la acest film și ce credeți că a făcut copilul? A luat o mătură și a sărit de la etajul. Și a fracturat coloana. Crezând că zboară ca și acest personaj. Din pasiile astea pe care lumea le pune în fața noastră. Copiii noștri ar trebui să viseze cu Dumnezeu. Copiii noștri ar trebui să se dezvolte în locul în care Dumnezeu binecuvintează. Sunt prea puțini care să mai viseze ca Iosif. Sunt prea puțini care să mai dorească să devină predicator și cântăreți și ostași ai crucii lui Iisus Hristos.
la un moment dat, poate și descurajați de luptele din viața noastră. Iosif a fost vândut, aruncat într-o groapă. Iosif a ajuns să facă închisoare, nu știu câți ani, pe nedrept. Ar fi putut din închisoare să strige la Dumnezeu și să spună, Doamne, până la urmă, tu mi-ai dat visele acestea. Ce plan ai tu cu mine? Stau în închisoare, stau departe de familia mea, vândut de frați, neînțeles de părinți, sunt ruinat, stau aici, m-am săturat de viața. Unde ești, Doamne? Și Dumnezeu era acolo. Dumnezeu avea un plan extraordinar cu Iosif. Și știți ce poziție a ocupat Iosif? Dacă trecem și ne uităm la Domnul nostru Iisus Hristos, n-a avut o viață ușoară. Batjocorit, disprețuit, lovit, scuipat, oprimat, crucificat, ucis, dar în toată suferința lui, sau prin suferința lui, El ne-a vindecat pe noi toți. Vreau să vă spun că trăiesc un vis împlinit. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Din 2007, de când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu a ridicat blestemul care a apăsat greu pe viața mea și mi-a dat o mare binecuvântare. Sunt omul care îmi plec capul pe pernă cu o conștiință curățită. M-am reîntors la visele din copilărie. Dumnezeu le-a dat viață și acum sunt animat de gândul acesta de a lupta lupta cea bună a credinței, de a predica Evanghelia și de a lăuda pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac în viață. Lupt pentru familia mea ca toți să se întoarcă la Dumnezeu și împreună toți să îl binecuvântăm pe Dumnezeu care are puterea să transforme orice eșec într-o mare binecuvântare. Toate momentele grele din viața noastră, în momentul în care Lincoln a fost într-o situație în care a trebuit să suporte eșec după eșec, la fel ca și Iosif, la fel ca și mine și ca fiecare dintre noi, în momentul în care Dumnezeu ne va pune în slujba la care ne-a chemat, vom fi capabili să fim un bun slujitor al lui Dumnezeu și să înțelegem pe aceia care trec prin aceleași suferințe ca și noi. S-ar putea să fi fost abuzat. Sau abuzat în copilărie. Sunt atât de mulți oameni abuzați care stau acolo într-o peșteră și nu mai au curajul să ridice capul sus. S-ar putea să fi fost într-o atmosferă de violență și de agresivitate. Sunt atâți oameni care au trăit într-o atmosferă de violență și de agresivitate. Sunt atâți oameni care sunt descurajați, sunt atâți oameni cu aripile frânte, sunt atâți oameni dezorientați, ruinați, cum am fost și noi într-o zi. Și ar trebui să mergem, să-i ajutăm, să-i ridicăm de acolo, să-i înțelegem, să-i punem noi cu ajutorul lui Dumnezeu pe calea credinței, să lupte lupta cea bună și să proclame că noi avem un Dumnezeu care transformă orice eșec într-o mare binecuvântare, orice blestem într-o mare binecuvântare. Să proclamăm adevărul Evangheliei care este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Merită toată gloria și cinstea și onoarea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi mama mea trăiește un vis împlinit. Își vede copiii care se întorc la Dumnezeu. Își vede soțul care își pleacă genunchii și se roagă Dumnezeului care are puterea să binecuvinteze. Se bucură de toată activitatea noastră și împreună îl lăudăm pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Indiferent unde vă duce viața, fie că într-o peșteră, ca și pe mine, să nu renunțați niciodată. Indiferent de mare suferința în viața voastră, să nu renunțați niciodată. Să rămâneți să luptați lupta cea bună a credinței. Aș dori să ne ridicăm în picioare, să ne pregătim, să cântăm un cântec. Un cântec atât de frumos, mai regăsit când eu, pierdut pe cale, mă răstigneam pe altarele de lut. Dumnezeu este acela care spune despre fiecare dintre noi că suntem un mărgăritar. El este acela care spune planul pe care l-am cu privire la viața ta, îl voi duce la îndeplinire. Chiar dacă viața te-a rănit, chiar dacă ești într-o situație de disperare, chiar dacă nu mai ești înțeles de oameni, eu sunt Dumnezeu care te înțeleg. Sunt Dumnezeul care te încurajez și sunt Dumnezeul care sunt cu tine. În al doilea război mondial, peste 250.000 de bombei au fost antrenați să ducă mesaje. La un moment dat, nemții și americanii, fapt americanii pe teritoriul nemților, se aflau într-o problemă destul de gravă. Nu mai aveau muniție, nemții luptau cu toată forța și s-au trezit că
dacă nu vor primi ajutoare din partea celorlalți, vor fi prinși de către nemți, luați ostatici sau, în cel mai rău caz, uciși. La un moment dat, unul din soldați și-a adus aminte că are cu el un porumbel. Un porumbel care știa să trimită mesaj. A luat porumbelul, a scris un bilețel în care a tras un semnal de alarmă către celelalte trupe care se aflau într-o altă parte. A legat de piciorul porumbelului mesajul și a dat drumul să zboare. Să zboare. Nemții care erau foarte aproape de aceștia, când au văzut porumbelul zburând, erau informați că au pregătit porumbelul să zboare și să transmită informații, au ridicat arma către porumbel și au tras spre el. Din nefericire, două gloanțe au trecut, unul le-a retezat un picior și unul aproape că i-a spulberat aripa dreaptă. Însă porumbelul, antrenat să ducă informații, a dat din aripă. Chiar dacă cu o aripă avea mai putut să dea, a dat din aripă. Și-a dat din aripă. Și-a dat din aripă până când a căzut în tabăra americanilor. Și acolo a murit. Americanii au luat bilețelul care era legat de piciorul acestui porumbel pe porumbel și s-au dus și au salvat pe ceilalți americani. Spune istoria că acest porumbel a salvat 1000 de vieți. Se poate ca viața ta sau se poate ca să fii într-o situație atât de disperată încât să nu mai poți să dai din aripi. S-ar putea să fim atât de descurajați și de loviți și de răniți de către oameni și de către problemele și evenimentele neplăcute care au venit în viață în așa fel încât să nu mai putem să dăm din aripi. Chiar dacă avem aripile rănite, să dăm din aripi, să ajungem la destinație, acolo unde Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. O invit pe soția mea în față și împreună cu grupul să cântăm acest cântec. M-ai regăsit când eu pierd tot în lume. Acolo, Doamne disperat, am renunțat la visele mele, Doamne. Am renunțat la dorința de a mai lupta, lupta cea bună a credinței. Am mai luptat la dorința de a sluji ție. Și m-am prăbușit, Doamne, și am devenit o ruină, ruinat, distrus. Am devenit, Doamne Dumnezeu, un om ineficient pe pământul acesta. M-am lăsat doborât, m-am lăsat descurajat, m-am lăsat înfrânt, m-am lăsat rănit, Doamne, am lăsat armele jos. Astăzi, în numele Lui Iisus Hristos, vreau să mă ridic, Doamne, și dă putere aripilor mele să zbor din nou, Doamne, așa rănit cum sunt, să merg până la capăt, că și Tu ai fost rănit și ai stat pe cruce și ai luptat până la capăt. N-ai renunțat la luptă. Acolo sus, pe dealul Golgotei, ai stat rănit, Doamne, și ai murit pentru fiecare dintre noi. Și a fost un vis împlinit al lui Dumnezeu, ca prin moartea lui Iisus Hristos să vindece o lume. M-ai regăsit când eu pierdut în lume. Mă răstigneam pe altarele de lupt când prăbușit zăceam ale putinței. Când faptele țărână m-au făcut. Haideți să cântăm cu toți acest lucru. Când eu pierdut în lume, mă răstignam, Viața de lume. Aleluia! Când prăbușit, să-și arna nebunit să
acestui Dumnezeu care are puterea să transforme orice eșec într-o mare binecuvântare. Acestui Dumnezeu care ne-a vorbit și ne-a spus să nu renunți niciodată, eu nu renunț la tine niciodată. Dacă în seara aceasta simțiți că aveți aripile frânte în zbor și dacă doriți ca frații păstori și biserica să se roage pentru dumneavoastră, puteți să ieșiți în față. Eu cred în rugăciune pentru că printr-o rugăciune de asemenea am fost vindecat de către Iisus Hristos. Am fost mântuit și eliberat într-un moment în care m-am dus în fața tuturor și oamenii s-au rugat pentru mine. Dacă simțiți că aripile sunt atât de frânte încât nu mai puteți spura, strigați către Dumnezeul care vă spune și v-a spus în seara aceasta să nu renunțați și către Dumnezeul care are puterea să dea putere aripilor noastre să luptăm până la capăt. Haideți să ne rugăm împreună și cei care aveți nevoie de rugăciune, veniți în față dacă doriți și frații păstori se vor ruga pentru dumneavoastră. Tată de cer, în numele Domnului Iisus Hristos, veni înainte, dragi și te rugăm să